Am revenit în sala sporturilor din Târgu Jiu pentru partida dintre CSM Târgu Jiu și Rapid București din etapa a noua a Ligii Florilor MOL. CSM Târgu Jiu, spuneam, pe poziția a 10-a cu 9 puncte, în timp ce Rapidul este pe 5 cu 15 puncte și are 3 victorii consecutive. A reușit victorii importante cu Bistrița și cu SCM Râmnicu-Vâlcea. Vedem și echipa Rapidului, multe, multe absențe. Ciucă și Șandru sunt în poartă, Lopez și Badea pe extrema dreaptă, Ianiușevici pe interdreapta, Nesgar, Fraga și Polman pe centru, Carașol, Canor și Bodijar interstânga, Corșă și Soroceanu extreme stânga, Casoma, Ostase și Hernandez. Pivoți, așadar, trei jucătoare de la echipa a doua sau din Academie, pentru că Rapidul are multe, multe absențe. Spuneam de Sorina Grozav, însărcinată, lipsește. E la meciul Sepsii Petrolul pentru a-l vedea pe soțul său, Gicu Grozav, cum joacă. Vedem și echipa din Târgu Jiu cu Giucheva și Chetraru, plus Marica Bercu în poartă, Beme și Ilie pe extrema dreaptă, Popa și Popescu pe interdreapta, Gavrilă și Climec în centru, Mihar Cilaze interstânga, Chiricuță și Lopătaru extreme stânga, Coteț, Ciolan și Chiriță, cei trei pivoți. Noi suntem Dan Marinache și Adi Costei, împreună vom urmări acest meci. În sezonul precedent, CSM Târgu Jiu chiar a dat o replică foarte bună Rapidului. Atunci Rapidul s-a distanțat în partea secundă și a reușit să câștige, deși echipa gorjeană a stat aproape cam tot meciul. Da, a fost foarte echilibrat ce s-a întâmplat sezonul trecut aici la Târgu Jiu. Echipele au mers cap la cap, până la urmă a fost determinantă o eliminare a portăriței gazdelor, Giucheva, o eliminare venită totuși în prima repriză. A fost ultima victorie pentru Rapid a lui Carlos Viver, omul care a fost imediat înlocuit cu Kim Rasmussen la cârma care echipei. A fost și el înlocuit cu David Ginesta, Ginesta fiind secundul ambilor antrenori. Acum amenințare de joc pasiv după 55 de secunde. Popa a blocat acolo. Da, dacă vorbeam de absențe importante la Rapid, în primul și în primul rând Sorina Grozav, care va lipsi de la Mondial, cum bine ai spus, de partea cealaltă la Târgu Jiu internațional a oltencelor, respectiv Cioca Pușcaș, Angela Cioca Pușcaș, ea lipsește astăzi din distribuția pe care a pregătit-o antrenorul Liviu Andrieș, pe care îl avem în imagine pentru această partidă. 3 victorii și 5 înfrângeri pentru CSM Târgu Jiu, locul 10, așa cum spuneai, ultima victorie aici, 28-25 cu HC Zalău. Acum atacul este al Rapidului, Canor încearcă să pătrundă, aruncă, însă este aruncarea de la 9 metri. A, la linia de 9 metri sunt Carașol și Bodijar, acolo pe bancă, plus Canor, Polman, Fraga, Nesgar și Ianiușevici. Așadar, Rapidul n-are o rotație foarte lungă și să vedem cât de mult vor lipsi Buceschi și Grozav în viitor, mai ales că Rapidul este și în Champions League, iar după rezultatele, ultimele rezultate, sunt șanse bune să se califice dintr-o grupă foarte dificilă. Ratează Ianiușevici acum și după 2 minute și 15 secunde continuă să fie 0-0, fără gol aici în sala sporturilor din Târgu Jiu. Un meci, spuneam, mai echilibrat poate decât se așteaptă mulți, pentru că CSM Târgu Jiu se motivează foarte bine cu echipele puternice. A pierdut în sezonul precedent cu Vâlcea și cu Bucureștiul, cu CSM București, la un singur gol aici la Târgu Jiu, dar evident absențele contează și din tabăra gorjeană. CSM Târgu Jiu va juca în 18 și 19 noiembrie o dublă cu Enereds din Suedia. Dacă va câștiga acea dublă, ambele meciuri sunt la Târgu Jiu, atunci vom avea încă o reprezentantă în European League. Mihar pentru Popa, mingea ajunge în extremă dreaptă și ea devine primul gol pentru CSM Târgu Jiu, primul gol al partidei marcat de Böhme. Acum Polman punctează pentru Rapid și se restabilește imediat egalitatea. Abia revenită după o accidentare, Stavana Polman a lipsit în startul acestui sezon și a fost o absență majoră pentru echipa giuleșteană. Odată cu revenirea ei, creativitatea crește acolo la linia de 9 metri, plus experiența contează foarte, foarte mult. Ani buni, 8 la Esbjerg în Danemarca, plus cea mai bună jucătoare MVP-ul Mondialului din 2019, Stavana Polman, venită de la Nyköping în sezonul precedent. Popa n-are pe unde să pătrundă, lent din nou atacul gorjencelor. Mingea a ajuns în extremă la Böhme, care e una dintre cele mai bune marcatoare, evident, și o constantă pentru CSM Târgu Jiu, una din puținele straniere pe care le are echipa gorjeană în lot.
Dar cât poate și Böhme să marcheze într-un singur meci. Amenințare de joc pasiv din nou Târgu Jiu. Pop aruncă puternic, intervine Ciucă, pune o mână salvatoare acolo și recuperează Canor. Ciucă este într-o formă excelentă, a reușit lucruri deosebite în partida de la Vâlcea, câștigată de Rapid 33-32 împotriva liderului de atunci, SCM Râmnicu Vâlcea, apoi a fost extraordinară, chiar fabuloasă în partida cu Crim de Liga Campionilor. 47% procentaj acolo, fantastic și o victorie foarte importantă pentru Rapid în meciul disputat la Mioveni, pentru că de ce avea o sală în București. Dar până la urmă, Rapidul, dintr-o grupă foarte grea, are șanse, profitând și de startul foarte slab pe care l-a avut Ferencvaros, echipă cu care a remizat la Budapesta. Aruncă acum cu mult, mult noroc, reușește să înscrie Mihart. Da, Andreea Mihart și-a luat inima din și a aruncat de la 9 metri, a păcălit-o pe Diana Ciuca, acum Ianiușevici încearcă pentru Ostase, însă zidul defensiv al gazdelor funcționează bine, este doar aruncarea de la 9 metri, am revăzut reușita Andrei Mihart, este 2-1 pentru CSM Târgu Jiu în această partidă contra vicecampioanei Rapida. Avertizată Ana Ciolan pentru intervenția la Ostase. Este o linie de 9 metri a Rapidului, dirijată de Polman în Inter, Canor și Ianiușevici pe pivot. Ostase, Canor de la distanță, nicio șansă pentru Giucheva. Eliminare, cred. Gol și eliminare, se pare, da. Orlan Canor, da, eliminarea a fost pentru Ciolan, cred. Sau poate Popa. Sau poate Popa, da. Da, Popa, pentru că nu mai este. A intrat Klimek acolo. Ciolan este pe teren. Probabil că a împins-o în aer pe Orlan Canor și iată, este 2-2. Târgu Jiu trebuie să evolueze cu o jucătoare mai puțin timp de 2 minute. Gavrile este în centru, Klimek pe interdreapta. Practic numai centrii și Mihart nu are neapărat o statură de inter. Klimek aproape de pași. Mihart nu deschide în extremă, amenințare de joc pasiv din nou, blocată foarte bine acolo, au închis Canor și Ostase. Este deja a treia amenințare de joc pasiv în 6 minute pentru SCM Târgu Jiu. Nu sunt foarte multe soluții. Acum pentru Mihart, încrucișare, Gavrilă și bară! 2 minute eliminare? Da, 2 minute eliminare pentru Orlan Canor, pentru că a tras-o acolo pe Gavrilă. Nu-și poate opri râsul Orlan Canor și Rapidul o să aibă probleme timp de 2 minute. A trasă de tricou acolo. Și am văzut în reluare decizia, da, arbitrului. A fost aruncarea Anei Ciolan, până la urmă a lovit bara. Ghinion pentru Târgu Jiu, rămâne echilibrul la 2, Nesgard. Pentru prima dată în această partidă, în distribuția de la 9 metri, gândită de David Ginesta, acum de la Ianiușevici pentru Polman, Ianiușevici pătrunde și nicio șansă pentru Giucheva, din nou a găsit excelent culoarul, Sârboaica și a punctat 3-2 pentru Rapid. Viitoarea noastră adversară de la Mondial, pentru că este naționala Serbiei, Ianiușevici. Și o jucătoare pe care Rapidul a recâștigat-o după plecarea lui Kim Rasmussen. A început să joace mai mult, a început să primească încredere. Rapidul nu avea jucătoare de mână stângă acolo în interdreapta și evoluția ei a fost din ce în ce mai bună. Da, până la urmă lucrurile s-au corectat din ce, din punct de vedere al așezării pentru Rapid cu această... Din nou amenințare de joc pasiv. Și cred că e pasiv aici. Sau pași. Da, pentru Târgu Jiu e foarte, foarte dificil să marcheze și doar dacă Rapidul nu se regăsește în atac, dacă are probleme mari, va pierde acest meci. Altfel va fi foarte, foarte dificil, chiar dacă este 3-2, modul în care înscrie CSM Târgu Jiu în acest meci nu dă deloc încredere pentru o evoluție bună a gorjencelor. Însă poate ne înșelăm, să vedem partida însă. Ianiușevici curge, da, bine atacul Rapidului. Polman aproape să se împiedice acolo. Blocată. Blocată de Popa. Este observație corectă în ceea ce privește lipsa de coerență în atacul gazdelor. Acum Ianiușevici pentru Nesgard. Se apără atent
gazdele de la CSM Târgu Jiu, Simone Böhme, face semn că lucrurile au stat corect din punctul ei de vedere. Rămâne însă avantajul Rapidului, care are și mingea, aruncă Polman, ce aruncare, găsește perfect vincul porții lui Giucheva și scorul este în avantajul Rapidului la două goluri. Nici poarta gorjencelor n-a scos mai nimic, dar atacul este foarte, foarte slab. Contraatac al Rapidului acum. Badea, ce greșeală a făcut Badea acolo. A făcut pași, însă chiar dacă nu erau pași, ea o avea pe Canor perpendicular pe poartă. Era o simplă pasă. S-a încăpățânat aici Badea. Da, n-a fost chiar o opțiune de extremă dreapta naționale. Da, s-a blocat Badea, pur și simplu. N-a avut neapărat viteza necesară pentru a finaliza acel contraatac, dar lucrurile astea se pot lucra, însă e o greșeală mare, având în vedere că Rapidul putea să vină la 3 goluri. Din nou Târgu Jiu un atac. Gavrile la conducere pentru Mihart, acum Popa. Amenințarea porții lui Ciucă se lasă încă așteptată. Böhme n-are culoarul să pătrundă. Din nou pentru Gavrilă oprită și Gavrilă de Canor. Check-in pentru Târgu Jiu. Foarte, foarte greu atacă. Rapidul se apără bine, asta este clar. Dar nici CSM Târgu Jiu nu are soluții. Din nou în extremă. A câta pasă oare greșită de Popa acolo. Nemulțumit și Liviu Andrieș. Când principala ta soluție de a marca goluri este extrema, Simone Böhme, nu te poți aștepta la foarte mult, din păcate. Iar Rapidul pare, spuneam, în revenire de formă, a fost acel eșec dureros, cel mai dur din istorie în Champions League cu MES, 33-22, dar a fost cumva compensat de victoriile cu Vâlcea și cu Bistrița, dar și cu Crim Ljubljana, 7 metri, 2 minute eliminare. Lorena Ostase faultat acolo. Din nou, moldovan, Laura Popa, moldovan. E un început, cum să zic? Groaznic. Da, dezastruos, cred că e un cuvânt prea simplu. Pentru că e o jucătoare importantă în angrenajul lui Târgu Jiu. A ratat mult în atac, a greșit mult în atac. Deja 2 eliminări în 10 minute. La a treia, iaut permanent. Corșoș înscrie din 7 metri, face 5-2 pentru Rapid și meciul e din ce în ce mai facil pentru echipa giuleșteană. Da, Corșoș a arătat întotdeauna că este soluția potrivită pentru aruncările de la 7 metri. Rapidul s-a distanțat la 3 goluri. Soluțiile pentru atac ale gazdelor din Târgu Jiu sunt minime. Încearcă Liviu Andrieș cu Klimek acum în centrul ofensivei, în centrul liniei de 9 metri. Nu au deloc viteză în ceea ce privește atacul. Gavrilă strecoară o minge peste blocaj și la vârful Adidasului Diane Ciucă. E un gol poate norocos, dar meritat pentru Gavrilă. A venit bine acest gol pentru CSM Târgu Jiu, pentru că am criticat până acum atacul. Nici ăsta nu e neapărat un gol care să poată fi replicat. Totuși, din nou, lent și se vede că lipsește Pușcaș Cioca acolo. Nu au nici jucătoare care să arunce foarte mult de la distanță. Ianiușević ar fi vrut 7 metri aici, Ianiușević ar fi vrut să fluere și arbitrul, s-a gândit mai bine puțin. Și a dat un rewind la față în cap, da. Destul de indeciși cei de arbitrii din ce am văzut până acum. Au mai fost niște faze în care decizia n-a fost luată în split second. A fost luată după o secundă, două de gândire. 5-3 poate să vină CSM Târgu Jiu la un singur gol. Ianiușević acolo, aproape Ciolan să greșească, să facă pași, să piardă atacul. Dar bine ies rapidistele, foarte bine ies în acest meci pentru a bloca combinațiile la linia de 9 metri. Gavrila acum pentru Mihart. Mihart aruncă în diagonală, foarte bine. Două goluri pentru Mihart și revine CSM Târgu Jiu la un singur gol. Da, când ne așteptăm ca atacul gorjențelor să se blocheze, parcă în zidul defensiv a Rapidului iese din pălărie o aruncare de nicăieri și iată cum a reușit și Mihar, ce frumoasă aruncare, a păcălit-o pe Diana Ciucă. Între timp și Rapidul a punctat, Ostase este marcatoarea, diferența a revenit la două goluri. Da, Rapidul marchează ușor, importante aceste goluri în care atacul nu are foarte mult de muncă. Lipsesc jucătoare importante la Rapid în continuare, spuneam Grozav și Buceschi.
Acum din nou CSM Târgu Jiu în atac. Băme. Pe pivot acolo Băme blocată de Ianiușević și Ostase. Da, dacă ar fi să punem o notă pentru transferul lui Băme, ar fi cu siguranță una dintre cele mai bune. A fost o jucătoare importantă pentru echipa lui Liviu Andrieș în această parte a campionatului. Da, a fost membra naționalei Danemarcei care a luat bronzul. Din nou eroare acum pentru CSM Târgu Jiu, Nesgar. Din nou contraatacul nu funcționează foarte bine. Marchează în cele din urmă Ianiușević, dar din nou cu emoții pentru Rapid. E ceva ce dă de gândit echipei giuleștene. Spuneam de Băme, medaliată cu bronz la mondialul din 2021 cu naționala Danemarcii. N-a mai prins de atunci echipa. A plecat la Castamonu, în Turcia a jucat în Champions League. A fost și la CSM București, iar acum a revenit în România, dar da, și la Siofoc a fost în Ungaria. O echipă care a fost foarte puternică, dar care și-a pierdut finanțarea și s-a dus direct în Liga 3-a maghiară. Da, din păcate pentru Laura Popa, tot ea a greșit la faza trecută și lucrurile s-au finalizat cu gol pentru Rapid. Acum de la Mihart pentru Popa, încearcă Popa din nou, Popa moldovan, ca să spunem corect până la urmă. Din nou pasiv, al cincelea pentru Târgu Jiu. Da, e o lipsă de coerență pe care e ușor să o sesizăm, nu e nici viteză, nici coerență în atacul fetelor din Târgu Jiu. Se încearcă soluții personale, cum a fost și în acest moment când Gavril a încercat să o surprindă pe Diana Ciucă. Înălțimea n-a fost cea bună. Reușesc fetele din Târgu Jiu să intercepteze tot Gavrilă. Este cea care reușește și punctează Gavrilă cu tot efortul. Diana Ciucă se strânge din nou diferența, două goluri pentru Rapid. Minge importantă câștigată de CSM Târgu Jiu. Contraatac bun cu noroc finalizat de Gavrilă acolo. Deocamdată două goluri Gavrilă, două goluri Mihart, un gol Băme pentru CSM Târgu Jiu. Și Rapidul din nou cu doi centri pe teren, Polman și Nesgard. Mai este și Ianiușević acolo. Mai este și Fraga Fernandez, tot centru. Deocamdată pe bancă, a revenit după accidentare. Și Nesgard aruncă foarte bine și marchează jucătoare. Un transfer interesant făcut de Rapid. N-a evoluat la vreo echipă puternică până acum în carieră. A venit pe filiera Kim Rasmussen, pentru că Rapidul, evident, are nevoie de jucătoare în condițiile în care pică întotdeauna jucătoare accidentate. Iată că Nesgaard începe să se adapteze și ea la Rapid. Folosită mai puțin și în Champions League, evident. Acolo e altceva. Calitatea echipelor pe care le întâlnește Rapidul este mult, mult mai mare, iar grupa este una incredibil de dificilă. Ciucă cu a doua paradă scoate această minge și pleacă Rapidul pe faza a doua. Ianiușević, din nou Nesgaard. Acum pasa este până extremă, Corșoș, Boltă, superb! Cât de bine au colaborat Nesgar și Corșoș pentru golul cu numărul 9 al Rapidului. Deocamdată pare că CSM Târgu Jiu nu reușește să fie la înălțimea oponentei sale, mult mai titrate și mai valoroase. 9 goluri pentru Rapid, 5 pentru Târgu Jiu. Atacul este al fetelor lui Liviu Andrieș. Da, și este time-out cerut de Târgu Jiu. Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betan. Jocul începe acum. Zona centrală e joasă! Nu mai este de început. Bine a fost agresiv și acum deja a lăsat o moale de tot. Nu mai este deloc agresive. Fiecare nu fac și ce fac pas în spate. Trebuie să fac pas în față. Și haideți să mutați cele patru din zona centrală, mutați unde este mingea. În atac, iarăși că prea mult cu mingea în mână. Pe Dinamo a format singur acolo, n-ai fost pe poartă. Nici tu, nici tu, Laura, nu sunteți pe poartă, sunteți paralele. Dacă mă duc pe poartă, du-te și fac acțiune clară, unul la unul tare pe poartă. Hai să facem Târgu Jiu stânga acolo, Maria. Încă o dată o repetăm, dacă nu merge Târgu Jiu stânga, hai să facem, pleacă Chiri și joci cu Cioli acolo. Acum că suntem răi, asta cu sunteți paralele, dar nu, e scoasă din context, evident. Da, atacă, nu atacă poarta, nu verticalizează, exact ceea ce spuneam, foarte lent jocul lui CSM Târgu Jiu. Greu, foarte greu, golurile vin nu neapărat din întâmplare, dar Rapidul se poate adapta foarte ușor în defensivă la aruncările care vin, la modul în care sunt realizate aceste aruncări, plus că lipsea agresivitatea.
din ce am văzut și noi, acum tocmai am văzut o fază ratată de Coteț, dar jocul cu pivotul a fost aproape inexistent la Târgu Jiu. Până la urmă să vedem schema Târgu Jiu. Am auzit de Flensburg, de Jugo, de lucruri de acestea importante. Între timp, o pătrundere, Andrei Mihart ce-a dorit aruncarea de la 7 metri, a blocat Ciucă. Până la urmă, mingea este... 2 minute aici. Mingea e la Târgu Jiu, cred. Dacă e mingea la Târgu Jiu, eliminarea de 2 minute. Dar arbitrii trebuie să se consulte, să vadă exact ce s-a întâmplat. Și aici ar trebui eliminarea de 2 minute. Pentru că n-a lăsat mingea Nesgar. Asta e regulamentul. Da, n-a venit până la urmă eliminarea de 2 minute. A mers mingea către fetele din Târgu Jiu, de la Moldovan, pentru Gavrilă, din nou Mihart. Mihart a pătruns foarte bine la faza trecută, însă Ciucă a fost din nou la înălțime. Rămâne avantaj de 4 goluri pentru Rapid. Acum din nou Gavrilă se oprește. Popa, parcă mai cu curaj, Popa punctează. În sfârșit o reușită pentru Laura Popa Moldovan și echipa lui Liviu Andrieș vine la 3 goluri în urma Rapidului. E riscant însă ce face Andrieș, pentru că joacă în continuare cu Moldovan acolo, are 2 eliminări. La următorul foul mai dur, la următoarea eliminare, este descalificată. E destul de riscant să joace cu ea tot meciul. Bine, poate că nu sunt soluții, evident. Cel puțin e important acolo, măcar ca detentă, ca forță în centrul defensivei echipei gorjene. Nesgard acum. A intrat și Fraga Fernandez. Fraga Fernandez în extremă și ratează acolo Corșoș. A recuperat Giucheva. A blocat această aruncare. Prima paradă pentru golkeeperul bulgar. Gavrilă, spate, lent. În continuare lent. Da, s-a oprit Gavrilă într-un moment în care Popa părea chidită să plece bine spre poarta lui Ciuca. Acum am revăzut momentul în care Corșoș, un moment destul de rar, momentul când Corșoș ratează, Giucheva a fost atentă și vine Laura Popa Moldovan cu o torpilă în poarta Dianei Ciucă. CSM Târgu Jiu pare că recuperează, a strâns la numai 2 goluri avantajul Rapidului, 7 CSM Târgu Jiu, nou Rapid. Nici Rapidul n-a forțat foarte mult. Când a simțit echipa gorjană mai slabă, n-a reușit să creeze o diferență foarte mare. Aici s-au cerut pași la Ostase din tribună. Nesgard aruncă, Nesgard, superb. 2 goluri și pentru ea, 10-7. Da, sunt niște momente pe care Nesgard le joacă foarte bine. Iată și aruncarea lui Moldovan. Din nou Nesgard cu un răspuns la înălțime pentru Rapid. Giuleștencile conduc cu 10-7. Atrag condus de Gavrilă pentru CSM Târgu Jiu, pentru Laura Popa Moldovan. Acum Andreea Mihart blocată. Au totuși niște jucătoare care ar putea pune mai mult în pericol poarta Dianei Ciucă de la 9 metri, însă începutul a fost mai greu. Iată Böhme, ce clasă are! Da, foarte bună tehnica, Böhme, da, foarte bună tehnica. Dintr-un unghi închis, foarte greu de marcat. Acum Böhme, Gavrilă, Popa și Mihart au câte 2 goluri fiecare. 4 marcatoare pentru CSM Târgu Jiu și timeout cerut de David Ginesta, tehnicianul Rapidului. Evident nemulțumit că echipa sa nu profită de erorile pe care le-a avut echipa adversă. Sau nu e timeout? S-a strigat tabela. Să sperăm că nu totuși. Ține manual cu cronometru și cu pix. Până la urmă, nici la Târgu Jiu nu e cea mai bună tabelă, să fim sinceri. Dar luăm așa câteva momente de respiro. Nu este timeout. Evident, jucătoarele nu pot să stea aproape de bancă, pentru că nu pot primi indicații ca la un timeout. E minutul 10. Ok. Da. 18 goluri în 10 minute. E foarte bună evoluția scorului. Da. Merge înapoi acum. Nu știu cum se întâmplă, Dan. Mereu se întâmplă că sunt meciurile televizate. Da, nu știu. E, mai cade un curent, mai plouă în sală.
Mai se face condens de la căldură, dar astea sunt condițiile. Trebuie să le înțelegem, pentru că cluburile nu dețin sălile și trebuie să înțelegem, pentru că e absolut normal să se întâmple astfel de lucruri. Cam la fiecare meci. Într-o ligă care are, grosomod așa, vreo 30 de milioane de euro. Da, începem din minutul 0. Da, până la urmă sunt atâtea campioane mondiale, olimpice, europene, care vin și joacă în Liga Florilor și sălile, uite, sunt la nivel de ligă sătească, să nu zic vreo trăznaie, în sfârșit... Nu e vorba de asta, că până la urmă e de înțeles, dar doar așa putem crește și toată lumea știe asta, că nu poți. Evident, e important să investești într-o echipă mare, e foarte important să bagi bani și să creezi echipe bune, să creezi idoli. De exemplu, așa fac insulele Feroe. Într-o prezentare pentru Federația Internațională de Handbal, omul care se ocupă de acolo, de dezvoltarea handbalului din insulele Feroe, care e cât de la noi, de la Iancului până la Munciul, mai puțin de fapt, a spus că e foarte important ca tinerii, copiii, să aibă idoli. Și de fiecare dată când echipa are un meci, toată lumea vine la sală pentru a se întâlni cu Elefsenas Kipagotu, cu Vestav Teigum și așa mai departe. Și sunt eroii lor, pur și simplu, și așa se crește. Dar trebuie să ai și o infrastructură, inclusiv în insulele Feroe se face o sală nouă de vreo 3000 de locuri. Dacă acolo se poate, adună pe toți acolo. Putem și noi, da, putem și noi. Și e foarte important să ai și condiții foarte bune. Este foarte, foarte important, pentru că așa poți atrage și copiii la sport. 10-9 pentru Rapid acum. A marcat Coteț pentru CSM Târgu Jiu. Și se strânge din nou meciul. Spuneam că, și acum cred că este chiar time-out celul de David Ginesta. Sau nu? Sau da? Nu. Bine. Este time-ul cerut de David Ginesta, pentru că Rapidul nu a funcționat așa cum trebuie în ultimele minute. Te-ai fi gândit, Dan, vreodată că dacă ai mulți centri pe teren, se va juca foarte mult în centru? No, acum, din nou, suntem puțin rei, dar încercăm să glumim și noi, încercăm să condimentăm puțin meciul. Rapidul, asta spunea David Ginesta, foarte mult insistă pe centru, ori pentru că nu au neapărat foarte mulți interi, sau... Există Canor, există Ianiușević, dar în rest, în momentul în care trebuie odihnite, trebuie să vină mingea în centru, cu centri pe linia de 9 metri, atunci nu există foarte multe soluții. Probabil că vom vedea extrema deschisă. A intrat Marta Lopez în locul Alexandrei Badea și probabil că vom vedea o minge pentru ea sau, de ce nu, pentru Corșoș. Din nou, Nesgard, Fraga Fernandez și Ianiușević la linia de 9 metri, plus Ainhoa Hernandez a intrat și ea pe pivot. Da, aceasta este distribuția cu care Ginesta va încerca să spargă din nou apărarea lui CSM Târgu Jiu, destul de agresivă. Da, destul de agresivă și destul de foarte agresivă, să spun așa, un pic foarte agresivă. Da. Nesgard din nou în centru pentru Marta Lopez, oprită Lopez, apoi Fraga Fernandez, Nesgard, nou look pass pentru Dorina Corșoș, colțul lung e găsit cu aruncare maestră de handbalista maghiară și Rapid e din nou în avantaj de 2 goluri. Foarte bine a schimbat partea, foarte greu golul. Transferul Dorinei Corșoș n-a impresionat atunci când a venit la Rapid, pentru că nu era neapărat o jucătoare cu nume, dar este una dintre cele mai eficiente jucătoare de la Rapid. A fost un transfer fantastic din acest punct de vedere. Pentru o extremă face exact ceea ce trebuie. Mai aruncă și de la 7 metri atunci când e nevoie și va fi nevoie, pentru că grozav nu mai este. Tot Corșoș este cea care interceptează, dar vinde ușor această minge pentru Gavrilă. Gavrilă, doar 9 metri.
Dar până la urmă e important că n-au pățit nimic nici Coșoș, nici Gavrila. Au hotărât cei doi arbitri că va fi aruncare. Ar fi bună o reluare. Ar fi bună o reluare pe care o vedem acum. Coșoș, iată, foarte bine face acea fază. Aici s-a expus aiurea. Este aruncare de la 9 metri. Dar până la urmă a fost un schimb de pase între cele două, între Coșoș și Gavrila. A intuit bine Coșoș prima oară pasa lui Gavrila, apoi Gavrila nu s-a predat și a rămas să recupereze mingea. A făcut acest lucru și a fost la un pas să și marcheze. Vedem un grup acolo a jucătorilor rapidiste care încearcă să șteargă Odeaua. E un soi de hărnicie așa bine ancorată în sala din Târgu Jiu. Mai fac puțină mișcare, că da, n-au făcut exact. Destulă până acum în primele 23 de minute. Conduce Rapidul cu 11 la 9. Poate să fie a patra victorie consecutivă pentru echipa giuleșteană în campionat. Gavrila Paș în fault aici, fără șanse de pătrundere. Din nou, linia de 9 metri, fără foarte multe soluții pentru Gorjence. De la Mihart pentru Gavril, Laura Popa Moldovan încearcă de la distanță, este însă corner pentru că mingea a fost atinsă în drumul spre poarta lui Ciucă. Da, mingea deviată, aruncarea de la colț, Ciucă a fost la un pas să atingă și ea mingea, atunci ar fi fost posesia Rapidului. Gavrilă, bună pasa pentru Popa Moldovan, încă o ratare. L-ai văzut pe fotograful ăla din spate, Dan? Cam asta este ceea ce vor să spună fanii gorjeni după această nouă ratare. Da, până la urmă meritul e al lui Ciucă totuși. Și acum Canor recuperează, punctează și obține 2 minute eliminare pentru numărul 13 Popescu. Nu, cred că Băme este cea eliminată. Da. Cred că am învățat și sârbă din ce am văzut Simone Băme în viața ei. Și nu e chiar ortodox ceea ce a spus. Vedem aici cum se poate schimba soarta unui meci. Bine, aici probabil că Gorjence l-au acuzat forțare. Vedem cum se poate schimba soarta unui meci. Dacă Popa marca, era 10 la 11, așa este 9 la 12. Rapidul din nou la 3 goluri avans și cu om în plus. Gavrilă a găsit-o bine acolo pe Coteț, care înscrie 2 goluri și pentru Coteț, 10 la 12. Da, Gabi Coteț a punctat pentru CSM Târgu Jiu. Acum Frada Fernandez, forțare, Ianușević acolo. Rămân 2 goluri diferență, avantajul Rapidului este 12-10. Și aici e problema. Rapidul n-a reușit, a primit gol foarte ușor, dintr-un unghi foarte dificil pentru Târgu Jiu. Nu a marcat și este în superioritate numerică. Poate Târgu Jiu să marcheze și al doilea gol în inferioritate. Mihar Paș în faul blocată, aruncare de la 9 metri. Da, până la urmă au ceva, să zic, mijloace prin care pot ataca de la 9 metri. Fetele lui Liviu Andrieș, Gavrila, e suficient de tehnică. Laura Moldovan și Andreea Mihart puternice. Acum încearcă din nou Popa Moldovan să pătrundă. Canori este prezentă și o oprește. Diferența este de 2 goluri pentru Rapid. Mihart este oprită de Ainhoa Hernandez. Din nou amenințare de joc pasiv și evident amenințare de joc pasiv. Probabil că acum Târgu Jiu este în 5. Reportarul a reintrat. Moldovan! De data aceasta aruncarea a fost mai bună, dar tot n-a intrat în plasă. Scapă Rapidul cu fața curată și pleacă pe faza a doua. Canor direct în extremă. Corșu și își deschide unghiul. Boltă! Superb! A intrat Chetraru în poarta lui CSM Târgu Jiu. Deocamdată, și au trecut 26 de minute și jumătate din acest meci, poarta echipei gazdă are o intervenție, ceea ce nu e deloc bine pentru CSM Târgu Jiu. De partea cealaltă, Corșoș tocmai a marcat al 5-lea ei gol și stă bine în continuare. Da, dacă ar fi fost Giucheva la nivelul meciului din primăvară, cu totul altele ar fi fost datele probleme aici la Târgu Jiu. Popa greșește o nouă pasă, Corșoș este din nou atentă, mingea este la Rapid, de la Fraga Fernandez pentru Ianușević, pătrunde Fraga Fernandez, Canor, încercare de pasă cu pivotul, însă până la urmă s-a apărat bine fetele lui Liviu Andrieci. Acolo Hernandez a vrut să scoată 2 minute. Asta a vrut să facă Hernandez aici. Asta
Da, nici Cortez n-a fost neapărat ușa de biserică. Rămâne 13-10 pentru Rapid contra lui CSM Târgu Jiu. Meci greu pe care îl parcurg fetele lui David Ginesta. Atacul lui este cu Nesgard, Fraga Fernandez și Canor la distanță de poarta. Oh, la, 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 la. De ce intră așa? Da, o discuție între cei doi arbitri, să vedem ce vor hotărâ. Va fi pentru ambele jucătoare, da. Și acum e pentru Canor, da. E a doua eliminare a lui Canor, probleme și pentru ea. A fost nervoasă Orlan Canor acolo în momentul în care a fost, dar și Lazea a venit foarte dur. Spune că a fost lovită în față Canor. Gestul ei, reacția ei a dus la această eliminare. Și cred că Rapidul iese mai în minus după această fază, după această eliminare, pentru că Orlan Canor trebuie să aibă grijă. Da, cu două eliminări e pericol pentru Orlan Canor. A intrat Polman în centrul liniei de 9 metri de la Fernandez pentru Lopez. N-a reușit să pătrundă Lopez, o face Fernandez și obține aruncare de la 7 metri pentru Rapid la scorul de 13-10, șansă pentru fetele lui David Ginesta să puncteze din nou. S-a dus kamikaze acolo, iată, Alicia Fraga Fernandez. Împinsă, totuși. Corșoș față în față cu Giucheva încă o dată, marchează și al șaselea gol. Și este 14-10 pentru Rapid, este diferența maximă din acest meci. Un randament absolut extraordinar pentru Dorina Corșoș la Rapid. A crescut din nou diferența, 4 goluri între Rapid și CSM Târgu Jiu. Atacul este al fetelor lui Liviu Andrieș. Laura Popa Moldovan, o încercare de angajare pentru extrema, acum a interceptat Fraga Fernandez, însă Gavrila a fost faultată în momentul pasei de la Mihart pentru Moldovan. La distanță, Gavrilă se lansează acum către poartă, încearcă o pasă pentru extrem, însă n-a fost chiar totul bine aici. Da. Pot fi momente cruciale ale meciului. Spuneam, CSM Târgu Jiu nu prea are șanse dacă joacă așa cum a făcut-o în primele 10 minute. A reușit însă să stea aproape de Rapid, să pună presiune pe Rapid, să revină chiar la un gol pe tabelă. Însă cedează, iar pe final de repriză, dacă giuleștencele se duc la 5 goluri, atunci vor fi probleme. În extremă, Lopez înscrie fără probleme și se fac 5 goluri. Este diferența maximă, mai sunt 24 de secunde din această primă repriză. O acțiune pe care și-au dorit să o pună în practică și fetele lui Liviu Andrieș, nu le-a ieșit. Gavrila a făcut forțare, să vedem ce soluție vor alege acum de la Mihar pentru Popa. Nesgard. De ce nu se grăbește Popa, oare? Da, nu prea s-a grăbit. De neînțeles. Mai... E final. Incredibil. Prima repriză slabă făcută de Popa, prima repriză slabă făcută de CSM Târgu Jiu. Pauză aici, 15-10 pentru Rapid, luăm și noi o pauză, revenim cu partea secundă. Am revenit în sala din Târgu Jiu pentru repriza secundă a meciului dintre CSM Târgu Jiu și Rapid București. 15-10 la pauză pentru Rapid, care a mărit accelerația pe final de repriză. Rapidul a avut câteva probleme, însă apoi și-a revenit și a reușit să creeze acest avantaj de 5 goluri. Stavana Polman am văzut-o în imagine, de partea cealaltă Târgu Jiu, destul de dezamăgitoare evoluția echipei gorjene, care ne va reprezenta în European League, spuneam, în sezonul acesta. Va juca cu Enereds din Suedia, care a trecut de Hippo, dar Hippo nu mai este ce a fost, evident. Vintupla câștigătoarea Ligii Campionilor, iată-o și pe Kasoma, jucătoarea angoleză, care va intra pentru primele minute în această parte secundă. Kasoma calificată deja cu naționala Angolei la Jocurile Olimpice de la Paris. În Africa se ajunge mult mai ușor, e un turneu de 4 echipe față de Europa, iar Angola va fi reprezentanta Africii, a câștigat cu Senegal, cu Camerun și cu Congo și s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde mai sunt deja Brazilia,
Franța, țara gazdă, Norvegia, campioana europeană, și Coreea de Sud, care a învins Japonia la un singur gol în acel turneu preolimpic din Asia. Începe repriza a doua cu atacul Rapidului, un atac condus de Nesgard. Ca Inter sunt Polman și Janusevic, practic o distribuție cu doi centri gândită de David Ginesta pentru acest început pe care Rapidul face la 5 goluri avans față de CSM Târgu Jiu. A încercat Polman să se coale o minge pentru Badea, n-a reușit, reușește Janusevic pentru Casoma și va fi eliminare de 2 minute. Ce a trimis la bancă Popescu. Este Popescu. Da, nemulțumită Aurea Teodora Popescu pentru această eliminare. Rapidul poate să-și facă un avantaj acum bun de 6 goluri cât trebuie. Ce privire a avut Casoma acolo și Popescu, ciudat așa că n-a înțeles ce se întâmplă, de ce este eliminată, nu? Bine. De da. Tricou n-ai voie să iei, poate da, de short exact. Ai voie. Treilea exact. Gol pentru Janusevic. Da, Janusevic o prezență constantă în prima repriză pentru Rapid. David Ginesta n-are alte soluții pentru postul de interdreapta, mai poate încerca cu doi centri, însă preferă să o țină pe Janusevic în distribuția de bază. Acum încearcă Târgu Jiu de la Moldovan pentru Mihart, fără șansă. 2 minute pentru Casoma acum. 1 minut și 19 secunde a restat Casoma pe teren, fără să ia eliminare. A obținut un 7 metri și acum e trimisă direct pe bancă. Probabil că va reintra Ostase, cea care a debutat în meci pe acel post de pivot. Da. Sunt contacte dure. A fost un duel pe semicerc între Gabi Coteț și Albertina Casoma, eliminată Casoma. Acum atac pentru fetele lui Liviu Andrieș. Gavril accelerează, Mihart pentru Simone Böhme, n-a avut însă spațiu Böhme acolo să accelereze către poarta Dianei Ciucă. Rămâne atacul pentru Târgu Jiu, însă problemele sunt aceleași. Mihart înțearcă o aruncare de la șold, este blocată de Nesgard, va fi aruncare de la 9 metri. Craiova-Zalău 38-25, într-un meci disputat tot azi în runda a 9-a a Ligii Florilor MOL. Böhme ratează și ea și cam așa a arătat meciul lui CSM Târgu Jiu. Brăila Brașov 32-30 în minutul 52, după ce Brașovul a condus cu 7-1. Din nou o evoluție interesantă a echipei brașovene. Buzău-Ciznădie 7-7 în minutul 17, iar Baia Mare are 4 goluri avans, 11-7 în minutul 20 cu Știința București, ultima clasată, echipă care mai mult ca sigur va retrograda în acest sezon. A călcat semicercul acum Corșoș și nu este gol valabil. Da, în poarta lui CSM Târgu Jiu, Chetraru a schimbat-o pe Giucheva, acum de la Gavrilă pentru Mihart. Înceac Moldovan n-a reușit să găsească culoarele pe care să pătrundă. Acum minge în extremă și Ciucă are din nou intervenție excelentă. Da. Ciucă a apărat. Sunt noile reguli pentru a proteja portarii și mai mult. Atunci când lovești portarul în față, fără ca acesta să se miște, evident, în direcția mingii, de la o distanță mică, adică de pe semicerc, atunci este eliminare de 2 minute, direct în cap, clar, 2 minute eliminare. Prima minge a lui Chiricuță, ca să fim înțeleși, a rezolvat cazul foarte bine, iar Târgu Jiu rămâne din nou cu o jucătoare mai puțin. Se vorbește și despre modificarea regulilor, ca orice minge în capul portarului, fie că e de la 9 metri sau 10 metri, să fie eliminare de 2 minute. Poarta este goală la Rapid, dar pe un metru pe lângă poarta a aruncat acolo Chetraru. Neinspirată echipa gorjeană în această partidă. În căutarea primului gol, care parcă iată în această repriză a doua nu mai vine, chiar dacă poarta era goală, aruncarea portăriței Chetraru n-a găsit direcția potrivită. Rămâne avantajul de 6 goluri pentru Rapid. Janusevic obține aruncarea de la 7 metri pentru că s-a operat în semicerc fetele. Tu... Da. Era să spun și eu ce a zis Lazea acolo, incredibil. Este foarte amuzant. Deci Lazea, care înjură, care e nervoasă, spune că a avut un picior în afara semicercului. Era cu tot piciorul în semicerc. Nu se poate așa ceva.
Ratează însă Iani Ușevici. Da, Chetraru e eroina acestei faze. Degeaba era nervoasă Lazio. Nu, acolo trebuia că... 2 minute eliminare la Lazio. N-avea pentru dreptate, că nu da. Poți, pe lângă faptul că am jurat, lăsăm asta la o parte și un comportament grobian, nu poți să vii să spui că nu a fost în momentul în care tu ai un picior în 7 metri, în semicerc, în 6 metri, pardon. Da, așa cu înjurăturile totuși, na, e totuși tensiune, Corșoș contra Chetraru, nicio șansă pentru portărița lui CSM Târgu Jiu, Corșoș e mână sigură, Dorina Corșoș, excelent transfer, o jucătoare cu un randament absolut fabulos, după părerea mea, modul cum transformă în gol majoritatea, marea majoritate a acțiunilor, 17-10 pentru Rapid, încearcă Andreea Mihar pentru Gabi Coteț, în sfârșit vine primul gol al gazdelor în minutul 5. Acțiune frumoasă desenată de Mihat pentru Gabi Coteț, fără șanse, Ciucă și este 11 Târgu Jiu, 17 Rapid. Da, Târgu Jiu nu a făcut foarte multe transferuri în această vară. A rămas cumva cu acea echipă care a scris istorie și a ajuns în finala cupei în sezonul precedent, dar e greu, e foarte greu în aceste condiții, când toate echipele se întăresc, când nivelul este din ce în ce mai sus. Să vii doar cu Böhme, de exemplu, cam greu. Contraatac rapid, Corșoș. Acum Chetraru, a treia intervenție, până în minutul 34. CSM Târgu Jiu avea o singură intervenție la portari. Acum, într-un minut și 10 secunde, a scos Chetraru 3 mingi, 5 parade și pentru Ciucă. Degeaba scoți la tine la poartă dacă nu marchezi. Da, o situație în care Corșoș a vrut să se distreze, Chetraru a arătat că nu-i de glumă și a rămas același avantaj de 6 goluri pentru Rapid. Replică Ciucă, zic eu, și-a pus o mare candidatură la postul de titular al Naționalei României. Prin ultimele evoluții a arătat că ar putea merita acest post în perspectiva mondialului. A fost din nou salvatoare pentru Rapid. Atacul este din nou al fetelor lui David Ginesta, de la Canor pentru Ianușević. Polman, o linie de 9 metri importantă. Ianușević, Polman, Canor pentru Corșoș. Ce fază frumoasă, însă lucrurile s-au precipitat acolo. Corșoș era în semicerc. Dăm un pic timpul înapoi. Și ne aducem aminte de meciul de joi, CSM București-Bistrița, când Neagu a fost penalizată de 2 ori pentru că a trecut în semicerc, la fel cum a făcut Canor acum. Și întrebarea este, cum se arbitrează până la urmă? E clar, există un regulament unitar, fiecare arbitru are interpretarea lui, dar care este adevărul? Că nu dai de 2 ori acolo și aici nu dai. Da, și până la urmă dai la Neagu, nu e chiar atât de simplu. Eu am întrebat, nu știu care este decizia corectă. Chiar nu știu care este decizia corectă. Dar care este până la urmă? Să știm și noi. Care este unitatea de măsură? Să vedem și noi, până la urmă, în Liga Florilor și în Liga Zimbrei. Mihart, cu noroc, reușește să marcheze. 3 goluri pentru Mihart. Îl vedem și pe Bogdan Vasiliu, președintele Rapidului. Destul de îngândurat. Dar nu cred că echipa lui va avea probleme în acest meci. Din nou probleme, meciul este întrerupt. Da, îngândurat, dar parcă totuși relaxat, nu e nici el foarte tensionat. Lucrurile par în control pentru echipa pe care o conduce, chiar dacă a primit gol la această fază. Cu noroc pentru Andreea Mihar, Mircea s-a strecurat printre picioarele Dianei Ciucă. Rămân 5 goluri avans pentru Rapid. Probleme la parchet acolo, era cred. Atacul rămâne însă al Rapidului, de la Canor pentru Polman. Acum Ianușević, bătălie, un duel absolut al giganților acolo pe semicerc. Casoma în luptă cu Popa și cu Lazea, pătrunde, Polman marchează și Rapid se duce din nou la 6 goluri. Ce înseamnă valoarea, ce înseamnă experiența? O singură fază a avut nevoie, până la 2 minute aici. Și e roșu, în mod normal. Corșo scapă singură, boltă și marchează. Arbitrii, să spunem că închid ochii aici la Moldovan. Că era a treia eliminare. Ceea ce denotă că Moldovan nu prea e în meci. Haideți să fim drăguți. Pentru că în momentul în care tu ai 2 eliminări și faci așa ceva la acest scor, plus 6 pentru adversar,
Da, nu sunt multe de spus. A făcut imediat schimbare. Chiar că nu sunt multe de spus. Liviu Andrieș, Popescu încearcă să pătrundă, obține aruncarea de la 7 metri pentru Rapid. Șanse pentru fetele din Târgu Jiu să reducă din diferență. A fost Dorina Corșoș acolo, care s-a apărat pe intermediar, a depășit-o Popescu și a punctat. Băme contra Ciucă pentru golul cu numărul 13 al lui CSM Târgu Jiu. Dar nu cred că a fost corect golul. Asta arăta și Ainoa Hernandez. Pare că și-a mișcat piciorul Băme. Da, până la urmă contează ce e pe tabelă. Sunt 13 goluri pentru echipa lui Liviu Andrieș. Atacul este al Rapidului, de la Polman pentru Casoma, care revine pe semicerc. Acum Orlan Canor încearcă să o angajeze pe Casoma. N-a funcționat schema Rapidului acolo. S-a apărat bine fetele din Târgu Jiu. Am văzut-o pe Lazea un pic mai relaxat. 6 goluri în continuare pentru Rapid, un meci facil pentru vicecampioana României, cere pași Liviu Andrieș, mație și o minge așa, dacă ești arbitru, riscurile meseriei. 6 goluri diferență, Mihart încearcă depășirea, Casoma blochează, grație forței pe care o are și a know-how-ului defensiv. Dar vezi, deși era superioară ca și viteză, Andreea Mihar totuși n-a reușit să o depășească pe Casoma. S-a apărat bine internațional angolez, acum de la Mihar pentru Gavril. Vine Băme, încercare de combinație a fetelor din Târgu Jiu, fără succes deocamdată. A mai încercat Lopătaru să pătrundă, n-a reușit, de la Popescu pentru Mihar. Încearcă Mihar o aruncare cu care s-o surprinde pe Diana Ciucă, însă a fost peste poartă. Iar care de la 9 metri, însă pentru CSM Târgu Jiu. Mihart în blocaj, pasiv. Cred că s-a flerat joc pasiv. O pasă în plus față de cele 4 regulamentare. Canor pe pivot, ca Soma, ca la basket, 7 metri. Dar a fost o aruncare cu panou acolo, ce a făcut Casoma, a prins din... Descălțată, cu shortul dat jos, lupte dure pe semicerc la Târgu Jiu. Da, am auzit un optat al spectatorilor, un optat care a venit din tribună, n-are cea mai mare cotă de simpatie Casoma la Târgu Jiu. Corșoș în duelul cu Chetraru, început în această repriză a doua. Corșoș contra Chetraru, la un pas să apere din nou Chetraru, însă până la urmă mingea se strecoară în poartă și Corșoș punctează pentru golul cu numărul 20 al Rapidului. Iată atac al fetelor din Târgu Jiu acum, de la Băme pentru Popescu, de la Popescu pentru Gavril. A intrat Climec, o problemă a gazdelor în aruncat de la 9 metri, nu sunt deloc jucătoare cu talie, nici Gavrilă, nici Popescu, nici Climec. Greu să depășești blocajul defensiv al Rapidului. Gol marcat însă, iată, de Coteț, 4 goluri, este principala marcatoare a echipei gorjene. Deja au început să diversifice fazele, cele din echipa gorjeană, jucătoarele cu mai multe mingi cu pivotul, dar too little too late, am spune. Sunt 6 goluri diferență, 17 minute și 30 de secunde rămase. Ianiușević, Canor, Polman. Chiaminjai, de joc pasiv, Gavrilă interceptează, șansă de contraatac pentru gazde și Băme punctează în ovațiile spectatorilor. Golul cu numărul 15 vine pentru CSM Târgu Jiu. Diferența se strânge la 5 goluri și să vedem dacă echipa lui Liviu Andrieș ne poate oferi un final pe muchie de cuțit. Vorbeam la începutul partidei, sau mă rog, în prima repriză, că Gavrilă cu Mihart și cu Moldovan au marcat câte 2 goluri, dar linia de 9 metri apoi e total liniștită la CSM Târgu Jiu. Principalele marcatoare sunt Coteț și iată golul lui Corșoș, al 9-lea. Sunt Coteț și Băme, fiecare cu câte 4 goluri, un pivot și o extremă dreapta. E foarte greu în condițiile astea să lupți cu o echipă cum e Rapidul.
ai nevoie de jucătoare de la 9 metri. Evident, handbalul se modernizează. Sunt mult mai multe faze care sau soluții, aruncări de la 6 metri, prin pătrunderi sau prin combinații. Dar ai nevoie și de o linie de 9 metri, măcar care să pună în pericol defensiva adversă. Klimek pe retur, minge blocată, pleacă Rapidul pe contraatac. Se vor face din nou 7 goluri. Badea la colțul scurt, n-a avut ce să facă acolo Chetraru. 7 goluri diferență și Rapidul se îndreaptă spre victorie, da, în stil Rapid. Da, absolut. Ceea ce n-a făcut Badea în prima repriză, adică să paseze cu o echipiere mai bine plasată. Pe contraatac a făcut Corșo și astfel Badea a avut șansa, cred, a primei reușite în această partidă. Nu știu dacă a mai marcat S-a stricat Badea. Tabela acum, e time-out. Time-out cerut de CSM Târgu Jiu. Ai spus vreodată, face pariu? Ești de-al casei! Combină cu Playmaker și mărește-ți câștigurile. Asta trecută aia peste tine. Nu e ok, trebuie să rămâi în bloc. Rămâi în bloc ca să poți duce cu tine și mă bat cu mingea în mână când mi-o dă. Hai de înapoi, în atac, în atac. Aveți bine asta, dar trebuie să vii mai tare, Sabi. Sabi, la fel vino și joc cu Chiri. Tot la fel face Maria, tot treaba asta o facem. Și iar ușul Chiri colo în extremă. Nu neapărat sus. Dacă nu merge asta, facem pitic. Dacă nu merge, facem piticul. Dar Sabi, spune Sabi, nu știu, eu dai din față. Am ascultat pe Liviu Andrieș în fotbalul englez. Se vorbește despre un termen, second season syndrome. Adică sindromul sezonului secund, al doilea sezon în prima ligă, dacă o echipă face un sezon foarte bun în primul sezon, o echipă nou promovată, apoi în cel de-al doilea, cumva, acea adrenalină, acea ambiție de a demonstra că e o echipă puternică, mai scade. Și cumva la Târgu Jiu cam asta se întâmplă. E o echipă clar care nu mai are rezultatele de sezonul precedent, evident și în condițiile unor accidentări, dar dificil, mai ales dacă Târgu Jiu se va califica în grupele European League, dacă va trece de Önered, atunci vor fi probleme mari, mari de tot, ca oboseală. A mers până la urmă schema Piticu de la Târgu Jiu și Chiricuță marchează primul ei gol. Da, a dat Piticu roade, a fost o pasă de la Klimek pentru Chiricuță și s-a dus frumos mingea în colțul porții. Diane Ciuc acum din nou contraatac pentru Târgu Jiu, Băme. Nici o șansă pentru Ciucă, ce clasă are și Simone Băme și cum pune ea suflet aici pentru CSM Târgu Jiu. O fată venită de departe ne arată că handbalul poate fi întotdeauna spectaculos. În 5 goluri avantaj pentru Rapid, care are acum atacul într-o formulă ofensivă care le regăsește la 9 metri pe Canol, pe Janiușević și pe Polman, jucătoare importante în Liga Florilor și chiar pe plan mondial. Acum de la Polman pentru Janiușević. Da, a revenit Târgu Jiu la 5 goluri. Putem avea un final interesant, însă e clar, cumva, CSM Târgu Jiu trebuie să facă ce a făcut între minutele 20 și 25. Atunci a avut cea mai bună evoluție, mai ales în defensivă. Lazea încearcă să o blocheze pe Janiușević, amenințare de joc pasiv. Mai sunt, cred că, două pase. Polman pentru Janiușević. Nimeni nu mai înțelege nimic. Da, minge pentru Târgu Jiu, asta e clar. A fost o situație în care semicercul... Nu, cred că a fost până la urmă mingea blocată de Chetraru. Dar nu înțelege nici Ginesta ce s-a flerat. Da, pe semicerc acolo era ca la Verdun, că suseră handbalistele ca spicele. Sunt 5 goluri avans pentru Rapid, atac condus de Gavrilă pentru Klimek. Vine din nou Piticul, nu mai funcționează Piticul, da. Partea a doua, ca să da, evident, Rapidul are experiența necesară pentru a se adapta, să-și adapteze defensiva. Chiricuță a trecut mingea, cred că a ieșit. Și trecut mingea prin semicerc, apoi a ieșit. Băme ar fi luat-o din out, asta a fost decizia. Cumva e un joc în care vezi tot felul de greșeli, pentru că atunci când atacul unei echipe nu funcționează,
apar soluțiile fanteziste la care nu te aștepți și greșelile se înmulțesc, asta este clar, cel puțin la Târgu Jiu. 17 goluri până acum, să zicem că vor termina poate cu 22-23. Acum marchează Polman și duce din nou la 6 goluri diferența. Polman are și a 4 goluri. Da, arătat Esteban Polman cât de simplu poate fi handbalul jucat la un nivel înalt. Iată cât de ușor a punctat internaționala olandeză, acum Târgu Jiu în atac. Târgu Jiu preferă o linie de 9 metri condusă în continuare de Gavrilă, dar interii sunt Popescu și Klimek, n-au nicio șansă de la 9 metri, dificil, poate vor încerca cu pivotul, dar și așa e complicat pentru Chiricuță, care căzută. Da, nu și-a făcut bine pașii. Da, multe, multe erori. Multe erori. E un meci slab făcut de Târgu Jiu. Vedem în reluare. Klimek, forțarea a fost. Cred. Da, ideal, într-un spațiu ideal, arbitrii, și nu pentru mine, sau pentru Dan, pentru tine, sau nu pentru nimeni, pentru spectatori, și pentru jucătorii din teren, să arate ce s-a întâmplat. Ori forța, e foarte simplu să faci niște gesturi. Nu te costă nimic. Poate dacă nu ești leneș sau te consideri superior, că trebuie să înțeleagă și lumea ce s-a întâmplat în acea fază, că până la urmă nu e meciul între Rapid și Târgu Jiu. 2 minute eliminare acum pentru Marta Lopez, pentru împingere. Nu e meciul pentru arbitri, poate e și pentru jucătoare și pentru puncte și așa mai departe, dar se joacă și pentru fani și trebuie să înțeleagă și ce se întâmplă pe teren. Altfel e dificil. Da, între aceste momente destul de confuze, Stevana Polman a arătat că este o lumină în sala sporturilor din Târgu Jiu și a dus din nou Rapidul la 7 goluri avans, 24 pentru fetele din Giulești, 17 pentru echipa din Târgu Jiu. Acum atac al lui CSM Târgu Jiu. Teodora Popescu încearcă să pătrundă și obține aruncare de la 7 metri. A fost un duel acolo cu Albertina Casoma, până la urmă a fost penalizată angoleza și... No, Corșoș, cred. Corșoș. Și Corșoș și Casoma Corșoș, acolo. Da. 7 metri pentru Târgu Jiu. Să vedem cine execută. Beme. Poate deveni cea mai bună marcatoare. A intrat și Șandru. Minge pentru Rapid. Prima intervenție pentru Șandru. N-au excelat portarii. Și cumva asta arată și cât de slab e atacul lui CSM Târgu Jiu, în condițiile în care golkeeperii Rapidului au avut 6 parade până în acest moment. E complicat. Chiricuță marchează. A fost o greșeală și pentru Rapid. Al doilea gol pentru Chiricuță, dar sunt în continuare 6 goluri și mai sunt 11 minute de joc. Da, rămânem totuși în tensiune. Chiricuța a fost atentă și a înscris cu poarta goală. O superficialitate a Estevanei Polman, tocmai ea, dar e totuși un adăpost la 7 goluri diferență, luată om la om de Chiricuță. Polman încearcă ca nor să pătrundă, nicio șansă pentru apărarea lui CSM Târgu Jiu. Ener ca nor își pune toată energia într-o săritură și aruncare. Chirilă, însă senzațională, Diana Ciucă, vorbeai de portar, uite Ciucă ce... Da, 7 parade, în total 6 pentru Diana Ciucă. Nimic n-a mers pentru Târgu Jiu în acest meci. Aici Gavrilă, practic e o acțiune trademark a ei. O pătrundere în viteză, a găsit acolo culoarul, profitând și de eliminarea pe care o are Rapidul la Marta Lopez. Dar lipsa de eficacitate în fața porții, erorile continue care au fost pentru Târgu Jiu în acest meci, au dus la acest scor, la o victorie cât se poate declară a Rapidului. Nu se mai poate întâmpla nimic. Laze aici a încercat să o blocheze pe Ianiușević. Este 9 metri pentru echipa giuleșteană. Da, și dăm voie ca opinie personală să-mi placă foarte mult Diana Ciucă. Acum a încercat Ianiușević pentru Casoma și cel mai chinuit gol posibil pe care l-a marcat Orlan Canor, eliminată Teodora Popescu. A doua eliminare și pentru ea. Ambii interdreapta ai lui CSM Târgu Jiu au 2 eliminări în această partidă și Rapidul obține practic a 4-a victorie consecutivă în acest sezon. Brăila s-a impus și ea cu Brașovul.
Lupta acolo la podium este foarte, foarte interesantă în acest sezon. 39-36 a fost pentru Brăila. Buzău Cisnădie 16-15 în pauză, iar Baia Mare are 9 goluri cu Știința București. În acest moment Craiova are 22 de puncte, este pe locul 2. Brăila a egalat-o pe Vâlcea, 19 puncte, locurile 3-4. Rapidul va veni în continuare pe poziția 5-a, dar are 18 puncte, nu 15, după această victorie cu Târgu Jiu, care se conturează din ce în ce mai clar. Da, și până la urmă și Bistrița, am văzut cât de periculoasă este în duelul cu CSM București. Au fost momente când Bistrița a condus și la 2 goluri avans, dacă nu mă înșel, echipa lui. Da, au fost 2 goluri avans. A evoluat bine, dar în continuare e nevoie de alte jucătoare mai experimentate acolo. 7 metri aici, din nou Polman, care a făcut un meci foarte bun. De la revenirea ei și cu Vâlcea a jucat bine. Stavana Polman, o jucătoare crucială pentru Rapid București în condițiile date. Pentru că și pentru Rapid va fi foarte, foarte greu în acest sezon, fără Grozav, evident o jucătoare foarte importantă. Nici Buceschi nu este la 100%, Corșoș pune bolta. Golul 10 pentru Dorina Corșoș. N-aș vrea să mă înșel, dar cred că 7 din cele 10 goluri reușite de Dorina Corșoș a fost prin boltă. E o boltă cam cum dă Messi singur cu portarul, așa, fără nicio emoție, fără să tremure niciun mușchi acolo, și reușește de fiecare dată să puncteze handbalista maghiară a Rapidului, Dorina Corșoș, excelentă în multe meciuri pentru echipa lui David Ginesta, acum de la Climec pentru Gavrilă, din nou soluții puține, Climec în blocajul lui Casoma, blocată, Polman. Ce chin pentru Târgu Jiu în acest meci. Da, totuși, vezi, contează mult să ai linie de 9 metri, dacă până la urmă Climec e nevoită să arunce de la 9 metri când are un blocaj format din Casoma și, nu știu, Canor, cred că mai erau acolo. Da, e foarte dificil să câștigi meciuri când n-ai soluții. Nu ai cum, pur și simplu. Acum Ilie reușește să marcheze și ea primul gol. A intrat în locul lui Böhme la acest scor. A scos-o Liviu Andrieș pe Böhme. Cumva CSM Târgu Jiu ar trebui să se gândească bine ce face pentru sezonul viitor, pentru că în aceste condiții, spuneam, în sezonul precedent a fost o adrenalină, a fost o emulație, a trebuit să existe acest lucru în lot. Ei bine, deja acum lucrurile sunt problematice și nu neapărat că nu face puncte, a trecut prin semicerc Casoma aici, nu neapărat că nu face puncte echipa gorjană sau că ar putea să intre în lupta pentru evitarea retrogradării, dar nu mai e echipa care reușea să pună probleme pe termen lung în meciurile, măcar de acasă, cu echipele puternice. Aici, din punctul meu de vedere, din ce am văzut chiar din primele 10 minute, învingătoarea nu a putut fi pusă sub semnul întrebării. Rapid a dominat, chiar dacă Târgu Jiu s-a apropiat, au fost niște momente acolo, mici detalii care au făcut diferența și care au dus această diferență la 8 goluri cât este acum. Ian Iușević blocat aici. Și cu 5 minute și jumătate înainte, Rapidul în continuare domină clar partida, amenințare de joc pasiv. Ian Iușević a pus bine Giucheva acolo piciorul și face și a doua intervenție. Da, până la urmă a fost sezonul trecut victoria ale Rapidului la 3, respectiv 5 goluri diferență, acea diferență de 5 goluri venită pe final, cum bine ai spus, în debutul transmisiei. Lucrul acesta nu se întâmplă în această seară, pentru că Rapidul pare într-un marș triumfal către a 6-a victorie. Reamintim, Rapidul are 15 puncte obținute din 5 victorii și 3 înfrângeri. A 6-a victorie se profitează. David Ginesta cred că este suficient de liniștit, chiar dacă pare încă tensionat. Sunt 8 goluri avans, puțin mai mult de 5 minute până la final și pare greu de crezut că echipa lui Liviu Andrieș poate reveni. 5 minute, da, rămase din acest meci. Dezamăgitoare evoluția gazdelor. Acum încă o aruncă. Câte blocaje au făcut rapidistele? Cred că 5 sau 6 până acum. Polman pe contraatac. 9 goluri diferență. Foarte bine a evoluat Polman. E important să aibă o progresie bună.
să revină în formă în timp util. Pentru că, spuneam, Rapidul are o grupă infernală acolo în Champions League, cu Esbjerg, cu Vipers, cu Mes, cu Icast, cu Ferencvaros, cu Krim. Greu să ieși din acea grupă, dar Rapidul încet, încet își face cumva loc. Victoria cu Krim foarte importantă, Grealul de la Budapesta și el foarte, foarte important. Popescu marchează și a primul ei gol, 28-20. Da, dacă vă rămâne cu o imagine după acest meci, este zâmbetul Estefanei Polman, care și-a încheiat parcă fiecare acțiune cu acest zâmbet. Au fost multe reușite pentru internaționala olandeză, acum Rapid în atac cu Janusz Vicea, foarte importantă, vine Polman și un nou gol ca la școală marcat de Estefana Polman. E antrenament cu public. Antrenament cu public. E ca un joc de un joc amical așa, un exhibition game pentru Rapid. Da, așa se joacă. Și am văzut o pe Chiricuț așa foarte, cum să spun, disperată să o prindă pe Polman, însă Polman nu zbugise de mult și a punctat fără... Casoma, da. La ce față avea Casoma, abia așteaptă să se termine meciul ăsta. Sări din picior mingea, da, e un meci care abia, ia uite, ce greșeală face CSM Târgu. Da, până la urmă sunt 9 goluri avans, Estefana Polman se joacă de la... Polman pentru Marta Lopez. Lucrurile s-au liniștit, e calm în atacul Rapidului, pentru că sunt 9 goluri diferență de la Corjoș pentru Polman. Orlan Canor în centru acum pentru Ianușevici. Cred că a stat pe parchet 60 de minute Ianușevici, deci un metronom pentru echipa lui Ginesta. De la Polman pentru Ianușevici, vine Canor, spațiu pentru Polman și a ajuns la 8 goluri, Paul. Evident, o aruncare de manual. Văd cum tratează Polman absolut orice fază, ca și cum ar fi în ultimul minut al finalei mondiale, adică ca la carte, ca la carte. Este o handbalistă excelentă, Estefana Polman, un transfer incredibil pentru Rapid, după părerea mea. Este, da. Dar, din nou, Târgu Jiu... cumva Liviu Andrieș ar trebui să aibă câteva semne de întrebare, pentru că, ok, pierzi meciul, dar important e și cum îl pierzi. E foarte important să ai măcar o atitudine aici. În momentul în care CSM Târgu Jiu s-a dus la 6-7 goluri, au închis cu cheia totul, au închis lumina și gata. Da, prea multe erori, adică sunt erori copilărești. Da, da. Copilărești. Nici la junioare nu vezi uneori astfel de lucruri și e păcat. A intrat și Soroceanu pe extremă, iese și Polman, evident, cam târziu, spune eu, pentru că, bine, într-adevăr, trebuie să joace, trebuie să-și câștige minutele, trebuie să-și recâștige tonusul, dar n-are sens până la urmă, sunt 10 goluri diferență, 8-7 câte au fost. Rapidul a dominat clar, clar acest meci, inclusiv prima repriză, dar mai ales în partea secundă. Canor pentru Ianiușevici, amenințare de joc pasiv pe pivot, Casoma din semicerc a luat acea minge. Da, știu toată lumea că va ajunge minge la Casoma. Acum, din nou, fetele lui Liviu Andrieș de la Gavrila pentru Popescu. Da, a făcut Popescu. Da, mie mi se pare că... Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betano. Jocul începe acum. O vedem pe, cred că e Marta Lopez, trântită acolo de Popescu. Întrebarea mea e, de ce ai mai face astfel de lucruri? De ce ai încercat să intri pur și simplu așa la 20-30? Lopez își revine, probabil a rămas fără suflu. Va intra Badea în locul ei, pentru că nu mai poate să joace în acest meci. 3 atacuri trebuie să stea pe bancă Marta Lopez, dar este ok. Puțin amețită, dar da, este lucrurile, ok. Lucrurile s-au corectat pentru Marta Lopez. A fost acel impact cu Popescu. Până la urmă totul e bine și... Rapid, la unul dintre ultimele atacuri,
păcat de oamenii ăștia din tribună. Da. Evoluția lui CSM Târgu Jiu din ultimele 10-15 minute nici măcar nu le-a dat șanse să vadă ceva, măcar o puțină dorință acolo. E clar, CSM Târgu Jiu are nevoie de mult, mult mai mult dacă vrea să ajungă în grupele European League, care ar fi un lucru care ar fi o performanță fantastică. Cu noroc marchează Canor, 11 goluri s-au făcut, 31-20. Da, poate nici chiar David Ginesta nu ar fi sperat la un asemenea scor. Sunt 11 goluri avans pentru Rapid, care a menținut ritmul din prima repriză și iată șansă pentru Nesgar să ducă victoria Rapidului la 12 goluri diferență. O face. Bucurie mare pentru Nesgar. 32-20, victorie clară, clară a Rapidului, victorie meritată în fața unei echipe care a cedat pe final de meci, n-a mai avut niciun chef să joace, CSM Târgu Jiu cu probleme majore, în timp ce Rapid rămâne acolo, în plasa echipelor aflate pe podium. Noi am fost Dan Marinache și Adi Costeiu, vă mulțumim mult pentru atenție, o seară cât mai bună, la revedere! La revedere!